Actualul regional începe acum. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Discutăm în această emisiune despre folk, despre acest gen muzical, despre care mulți specialiști ar spune că ar trebui revitalizat, reînviat. Dar mai cu seamă discutăm despre prima ediție a unui festival de folk la Cluj. Cu foarte multe surprize pentru dumneavoastră în această seară, vom discuta chiar cu organizatorul acestui festival, dar și despre ce înseamnă acest fenomen care a fost și ne-a călăuzit cel puțin înainte de 90 în perioada comunistă. Vorbim de acest festival de folk care se va desfășura între 18 și 20 iunie, unde vor fi, atenție, 15 mari artiști ai acestui gen. Alături de mine Tiberiu Fărcaș. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru amabilitate și pentru că vii cu surprize pentru iubitorii de folk. Spuneam la începutul intervenției de faptul că acest gen cumva a fost uitat în ultima perioadă și aș începe cu această chestiune. Trebuie folkul revitalizat, reînviat, reactualizat, reîmprospătat? Te rog. Bună seara TVR Cluj, bună seara ascultătorilor, telespectatorilor TVR Cluj. Mulțumesc frumos pentru invitație. Da, trebuie folcul reînviat și trebuie folcul resuscitat. Cred că acesta este termenul cel mai potrivit în acest moment, resuscitat. Pentru că ultimul festival de folk, de impact, cu artiști, cu un line-up, cum se spune, adică cu un afiș generos și ofertant, a avut loc în 2012. Suntem în 2021. Și au trecut ceva ani buni de când, tot la Casa de Cultură a Studenților, unde ținem și noi vineri, sâmbătă și duminică, 18-20 iunie, prima ediție a Cluj Folk Fest, a avut loc atunci Napoca Fest, Napoca Folk Fest se numea, care a avut un succes foarte bun atunci. Din păcate, acel festival nu a mai continuat și de atunci au avut loc concerte disparate. Au mai avut loc concerte de folk în Cluj, dar concerte disparate, nu ceva închegat, nu un festival de tradiție care de la an la an să propună artiști să crească, să devină... Tiberiu, din vina cui acel festival nu a durat în timp? Pentru ca să știm dacă acest festival pe care tu îl organizezi acum va avea viață mai lungă. Pentru că ne dorim ca folkul să fie din nou în prim plan. Cred că se pune problema de vină. Acel festival a fost mutat apoi în niște locații mai mici și a mai continuat cu două ediții, dacă bine mi-aduc eu aminte. Deci organizatorul respectiv a încercat să ducă făclia, flacăra folk mai departe. Acum nu știu de cât sprijin s-a bucurat el în ce privește sau autoritățile publice locale, primărie, Consiliul Local, Consiliul Județean, Administrația Fondului Cultural Național, Ministerul Culturii și de sponsori privați și parteneri privați. Nu este simplu și nu vreau să mă plâng sau să fiu greșit înțeles, nu este simplu să pui cap la cap un festival. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu aș avea ce să reproșez și nici nu este cumva, cum spune Ardeleanu, nu este treaba mea ce a fost. Noi suntem în 2021, 16 iunie 2021, la două zile înaintea Cluj. Păi ne așteptăm ca de la acest festival să se întâmple lucruri mult mai bune și să aibă viață lungă. Cătălin Condurache a fost un imbol pentru voi de a porni acest demers, acest festival și înseamnă ceva pentru folcul clujan? Cluj Folk Fest este frățiorul mai mic al Cluj Blues Fest, un festival pe care îl organizez de 6 ani, va fi a 6-a ediție anul acesta în august. Deci este un frățior mai mic și am dovedit în cele 5 ediții de Cluj Blues Fest, festival internațional, în care am adus formații din Austria, Ungaria, Serbia, Bulgaria și Statele Unite ale Americii și Anglia, că se poate face. Pentru că atât bluesul cât și folkul, dar și rockul au ajuns de nișă. Da, Cătălin Condurache a fost, regretatul Cătălin Condurache a fost un imbold, deși ideea festivalului s-a născut cel puțin cu 6 luni înainte de dispariția lui, regretabilă și pe care noi o să o punctăm și o să omagiem folchistul și artistul și muzicianul Cătălin Condurache, artiștii care vor veni la Cluj, 15 la număr, nume mari ale folcului românesc, vor și cei care l-au cunoscut, au cântat la festivalul Primăvara Baladelor din comunism sau Cenacul Flacăra, vor omagia fiecare în stilul lui, fiecare cu feeling-ul lui, cu stilul lui aparte,
vor vorbi despre el sau vor cânta o melodie de el sau vor dedica o melodie lui Cătălin Condurache și memoriei lui, pentru că a fost un foarte bun folchist și un muzician foarte, foarte bun. Și impactul morții lui a fost puternic în lumea folcului, a fost puternic. Doar să precizez pentru telespectatorii TVR că regretatul Cătălin Condurache nu a murit de COVID-19, ci de o boală incurabilă cu care s-a luptat demn și a dus-o pe picioare cât a putut de mult. Mă rog, noi intrăm în chestiunile medicale, probabil dacă așa absolut. Scris de medici acolo, sigur nu comentăm lucrurile acestea, dar e bine că aducem în memorie și în această emisiune, până la urmă, acest nume de referință pentru folk. Cătălin Condurache era pe listă, ar fi cântat, ar fi fost invitat la festival. Categoric, de altfel, el a propus și un imn pentru Cluj. Ce părere ai de acea propunere la acea vreme, care nu s-a materializat astăzi? Vedem. Mi se pare o propunere foarte bună, o melodie excelentă și cu un răspuns slab din partea autorităților publice locale. Melodia aceea merita să fie și poate fi oricând imnul municipiului Cluj-Napoca, în opinia mea, fără discuție, pentru că este o melodie excepțională. Am înțeles. Ne spuneai la un moment dat de 15 mari artiști care vor veni în cele două zile. Dacă ne poți spune așa în mare cam ce artiști, pentru că eu cred că mai sunt iubitori de folk în România și mai cu seamă în Cluj. Folkul nu a murit niciodată, dar a fost lăsat undeva. O să discutăm și despre aspectul folkului la radio sau cum este promovat el la radio. O să vorbim în partea a doua emisiune despre acest aspect. Deocamdată să rămânem la acești artiști care vor veni, care e numele lor, cu ce surprize vor veni, dacă au piese noi sau vor veni cu un bagaj de piese mai vechi care să, din nou, să ne ducă în atmosfera pe care o trăiam înainte de 90. Am creat un afiș, dar în engleză se spune line-up, în organizarea de evenimente se spune mai nou line-up, pentru că ne-am englezit, ca să spun așa. Nu mai vorbim românești și vorbim tot timpul în englezisme, lucru care pe mine mă deranjează foarte tare. Și am adus 15, am invitat la Cluj-Napoca, la Casa de Cultura Studenților, un loc special și un loc de spectacole tradițional, de concerte, nume mari ale muzicii. Aș începe cu capetele de afiș, cum să zicem, cei mai cunoscuți, dar pentru noi, sincer, ca organizatori, sunt toți pe aceeași pedestal. Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Emeric Imre, Magda Pușcaș, Ducu Berții, Dino Lărașu. Pe lângă aceștia, îl prezentăm pe Florin Săsărman, care este și organizator de festivaluri la Colibița, în Bistrița, 18 ediții, Colibița Folk Fest. Și ne adresăm și tinerilor cu câteva formații sau trupe sau artiști folk extrem de interesanți și cunoscuți decât tineretul care sunt digitali, care folosesc rețelele de socializare, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok și altele. Vaman and Spam, Ocru, Fără Zahăr și Țapinarii. Bineînțeles, vine și Marius Bațu, un foarte mare folkist, care face parte din grupul Poesis. Vine Cristi Dumitrașcu, cel de la care este titularul emisiunii de pe un radio central, Rock FM, singura emisiune de folk națională, sau printre puținele. Vin nume mari, vin nume importante, care vor cânta, zic eu, bine și vor fi atractivi pentru publicul clujan. Este public de folk, ca să-ți răspund, este public de folk, este public de folk în Ardeal, în Transilvania, noi ne adresăm Ardealului, am făcut o promovare încrucișată pe rețele socializare pe mai multe orașe transilvanene, sperăm să coagulăm Transilvania, dacă nu de la prima ediție, de la celelalte două, trei ediții, patru, cinci, sperăm cât mai multe care vor urma. Așa să fie, să aveți noroc. Vreau să te întreb, Tiberiu, pentru că, sigur, punctăm niște lucruri foarte interesante în această seară. Aveți câteva avantaje enorme. Odată că veniți după pandemie, lumea este avidă de spectacole și de folk, da? Folkul reprezintă un gen muzical care încă atrage, chiar dacă nu este difuzat. O să ajungem la această chestiune. Alt avantaj mare este faptul că aveți aceste nume mari în cele trei zile și o am să te rog la un moment dat, când vei vrea, să ne spui vineri cine va fi, dacă ai programul în față, sâmbătă sau, și duminică, pentru că sunt trei zile de festival. Și un al treilea avantaj enorm este faptul că folk nu prea s-a mai auzit la Cluj. Deci aceste trei avantaje vă pot duce cu această primă ediție
sigur, undeva foarte departe și să aveți și mediatizare, cum și noi vă oferim în această seară la Actual Regional. Te rog. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru mediatizare și încă o dată vă mulțumesc mult că m-ați invitat atât de mult la TVR. Jumătate de oră este enorm pentru Festival de Foști, pentru un organizator de foști să fie invitat să vorbească. Avantaje și dezavantaje, a spune. Avantaje și dezavantaje. Suntem în pandemie. Pandemia nu a plecat, să știți. Pandemia e aici pe noi. Avem 2, 3, 4, 5 cazuri de COVID-19 la Cluj-Napoca, dar pandemia este aici. Și vedeți că experții, și nu vreau să accentuez foarte mult pe pandemie, dar experții sănătate publică avertizează că vine un val 4. Bun, la Cluj-Napoca suntem o bulă, ca să zic așa, suntem un oraș hipercivilizat, mega civilizat, rată de vaccinare la 40 și ceva, aproape 50%, dacă nu mai mult, stăm excepțional. Excepțional din punctul ăsta de vedere. Da, suntem, să zicem, primul festival de după valul 2 de relaxare. Noi ne aflăm în valul 2 de relaxare. Noi ne ghidăm extrem de atent după legislația CNSU, DSP. O citim cu creionele în mână, cu cariocile, credeți-ne, că nu e de joacă. Chiar cum se va desfășura? Cum va fi organizat acest festival ca măsurile sanitare să fie respectate? Vă ofer acum toate informațiile. Te rog. Suntem în valul 2 de relaxare din punct de legislativ, în stare de alertă. Prin hotărâre de guvern, sările de concerte în indoor, cum se spune în engleză, înăuntru, în interior, sunt deschise în mod legal la 70% din capacitate. Aia înseamnă la Cluj-Napoca, Casa de Cultură a Studenților, 550 de locuri. Aceste 550 de locuri sunt despărțite cu distanțare. Vom avea o echipă masivă de voluntari. Masca este obligatorie. Doar familiile pot să stea unul lângă altul. Rest, oamenii stau distanțați. O veste bună este că putem admite și vaccinați și nevaccinați, obligatoriu cu mască, obligatoriu cu distanțare, cu dezinfectare, avem pregătite dispensere, vă spun, un corp foarte serios de voluntari, instruiți, în fiecare zi facem training-uri cu ei, pregătim, din păcate sunt restrictive aceste măsuri, dar vreau să atrag atenția celor care se uită că și dacă am fi organizat acest festival, cum am intenționat în prima instanță, în aer liber, acolo este voie cu 1000 de spectatori pe zi, toți cu mască. Astea sunt regulile decise de la autoritățile centrale în materie de organizare de evenimente în valul 2. Tiberiu Fărcaș, de ce ai ales sala Dumitru Fărcaș? Pentru ca să fac această apropiere de nume, da, de sinonimie. Nu are nicio legătură cu mine. Este un artist imens. Taragotistul, rapsodul popular Dumitru Fărcaș este un artist imens al acestei țări. Nu am nicio legătură cu el decât o coincidență de nume și faptul că îl respect ca artist. A fost director și a fost muzician de în Casa de Cultură peste 35 ani. De ce ai ales să fie în spațiu închis, respectiv în sala Dumitru Fărcaș și nu în aer liber? Repet, nu are nicio legătură sala Dumitru Fărcaș cu numele meu. Așa se numește oficial sala prin hotărârea Ministerului Educației și Tineretului de care ține Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Poate nu m-am făcut înțeles. De ce ai ales locația aceasta? De ce se află festivalul în interior și nu în exterior, unde puteau să vină mai mulți oameni? Două motive. Primul motiv este volatilitatea termică a lunii iunie. Luna iunie este renumită în Cluj-Napoca și în județul Cluj ca una din cele mai volatile. Poți să prinzi călduri de 35 de grade, 3 zile, 4 zile la rând, dar poți să prinzi vijelii și furtuni care îți distrug un eveniment open air. Un eveniment în aer liber înseamnă o muncă de 5 luni de zile. Costurile lui sunt duble față de un eveniment securizat cum este cel din interior. La un eveniment open air ai nevoie de firmă de pază, ai nevoie de toaletele ecologice, ai nevoie de scenă acoperită, ai nevoie de fluxuri, ai nevoie de multe alte chestiuni. A fost foarte complicat. Credeți-ne că ne-am gândit foarte mult ce să facem. Și mie îmi place în aer liber. Și eu mă duc la festivaluri și concerte mici, mari, medii, în aer liber. Dar experiența aceasta de a sta în aer liber cu mască,
este dificilă. Asta e, organizatorii care vor face în această vară, toamnă, concerte, festivaluri, vor trebui să respecte viitoarele decizii de legislație din valurile următoare de relaxare. Să sperăm că vin mai multe valuri de relaxare a restricțiilor. Tiberiu, prima zi, sala te rog case frumos. De cultură, te rog, atâta mai spun. Sala case de cultură a studenților este una consacrată pentru, are tot ce trebuie pentru festival securizat. E foarte important acest lucru. De aceea am decis să facem în interior. Vreau să ne spui acum de programul acesta extrem de ofertant pentru iubitorii de folk. Cu siguranță sunt iubitori de folk în fața micului ecran și vor să știe vineri pe cine văd, dacă aleg să meargă sâmbătă, ce artiști vor fi sâmbătă și cu ce încheiați acest prim festival, prima ediție a festivalului de folk la Cluj, intitulat Cluj Folk Fest. În prima seară deschidem cu Florin Săsărman, unul dintre cei mai renumiți folkiști din Ardeal, renumit, foarte renumit în zona de folk, Săsărman. Avem două capete de afiș foarte importante pe Mircea Vintilă și pe Mircea Baniciu, doi titani, amândoi au deja o vârstă respectabilă, vin la Cluj cu mare bucurie, n-au mai cântat de câțiva ani buni. Asta este vineri, ca să zic așa, headline-ul, capetele de afiș. Sâmbătă avem pe Ducu Berții în cap de afiș, pe Marius Bațu, pe Eneric Imre Trio, care vine la Cluj cu unul dintre cei mai buni claviaturiști, Roger, și cu renumitul chitarist de blues și violonist, de greșit la vioară, și la buzuki, clujanul Jimmy El Laco, care cântă blues la The Night Losers. Iar duminică avem pe Magda Pușcaș, Sapinarii, Fără Zahăr, Ocru și Dinu Olărașu, care practic Magda Pușcaș și Dinu Olărașu în acea seară este reînvierea cenacului Flacăra. Categoric. Foarte bine că ai deschis acest subiect. Într-adevăr, nume foarte importante ale folcului românesc, dar și nume, să spunem, mai actuale ale folcului, care vin și se exprimă liber. Vorbim de Adrian Ivanițchi, vorbim despre... Am uitat să spun, este invitat unul din pionerii folcului în România, Adrian Ivanischi, cel mai bun prieten al lui Cătălin Condurache. Este un folchist fundamental în istoria folcului din România, Adrian Ivanischi. Este fondator al acestui gen. Foarte importantă prezență. Daniel Iancu, Cristi Dumitrașcu, Adrian Mărginanu de la Ocru. Am zis de Ocru. Da. Deci nume importante. Folcul vechi cu folcul nou se întâlnește pe scena... Împlătire de stiluri. Absolut. Cei de la Țapinarii Fără Zahăr au un stil tineresc, cu poante, cu poezie, categoric, cu discuții cred cu că i-am convins pe cei de acasă. Te-aș întreba puțin, pentru că ai pomenit la un moment dat de cenacul Flacăra, l-am cunoscut personal pe Adrian Păunescu, un om extraordinar, și cred că și toți acești folchiști recunosc cine a fost Adrian Păunescu și cenacul Flacăra pentru, să spunem, zborul lor către cunoaștere și apariția lor în publicul românesc, în fața publicului românesc cu acest gen muzical. Vreau să te întreb, Tiberiu, ce a însemnat, să vorbim puțin și de cenacul Flacăra, acel cenaclu, acea gură de oxigen pentru români la acea vreme și ce ar însemna astăzi dacă cu adevărat s-ar revitaliza acest gen, ar fi la fel o gură de oxigen pentru iubitorii de folk? Discuția despre cenacul Flacăra e una complicată și mare și lungă. Aș putea să fac așa o scurtă sinteză personală. Vorbesc aici în nume personal. Deci cred că este foarte clar pentru absolut toată lumea care se uită la această emisiune, telespectatorii TVR Cluj. Cenacul Flacăra a fost un fenomen social, cultural al epocii de aur și a comunismului târziu în România și a fost supapă, o supapă nemai întâlnită în timp ce regimul strângea șurubul. Era locul în care Adrian Păunescu citea poeziile lui extraordinare, pentru că Adrian Păunescu este în mod absolut clar unul din mari poeți ai acestei categorii. Țări și omul care a lansat crema muzicii folk și rock. Vreau să spun celor care poate nu știu că la cenacul Flacăra au concertat Phoenix, Roșu și Negru, Iris, Holograf, Totuși,
și multe alte trupe, multe alte, mai vorbesc de folchiști, de la Crușcă și Șeicaru până la Socaciu și Marius Bațu și Dinu Lărașu și Emeric Imre din Cluj-Napoca, Magda Pușcaș din Reghin, care are legături foarte importante cu Clujul. Deci ce să discutăm? Din punctul acesta de vedere, Cenacul Flacăr a lansat o pleiadă de artiști rock, pop, folk, care rezistă și în acest moment. După, în 1985 a fost ultimul concert Cenacul Flacăr, din păcate o tragedie la Ploiești. Despre Cenacul s-au scris teze de doctorat. Eu am 3 cărți despre Cenacul Flacăr acasă, din care 2 sunt teze de doctorat. Deci este a fost un fenomen fantastic. A fost și propagandă comunistă, ceaușistă comunistă, fără discuție. Eu am participat, aveam 14 și 15 ani. 13 și 14 ani am prins 2 cenacuri pe stadionul municipal din Cluj-Napoca și unul la sala sporturilor din Cluj. Absolut extraordinare, toate cu full public. Atunci nu aveai alte opțiuni, nu aveai televizor, nu aveai Facebook, nu aveai nimic. Dar emulația de atunci poate fi adusă și astăzi și toți folchiștii strânși din nou la un loc într-un asemenea festival și să transmită aceeași emoție către public, că publicul cred că este același, poate puțin s-a schimbat. Publicul s-a schimbat radical. Radical. România din 2021 nu e România din 1985, sub nicio formă. Este o altă lume. Trăim în altă Românie, complet în altă Românie. Doi, artiștii, toți artiștii de folk au fost strânși repetate rânduri de Victor Socaciu, care deține și organizează de 31 de ani festivalul folk Om Bun la București. Un festival, poate cel mai mare festival de folk din România. Deci se poate. Emulație, că atunci nu se mai poate. Nu se mai pot face stadioane pline cu români sau cu public la nivelul Cenacului Flacăr. Pentru că noi acum avem numai la Cluj-Napoca 10 de festivaluri. Cel puțin înainte de pandemie, hai să ne gândim ce era în Cluj. Tot ce vrei. Avem festivaluri de muzică electronică cu 80.000 de spectatori pe seară. Foarte bine deci că ai deschis acest subiect, pentru că pe ultima parte vreau să discut despre promovarea folcului la radio, la televiziune și în festivaluri. Vedem că vine puternic un gen muzical electro în zona aceasta, house, și cumva folk-ul, rock-ul, genuri, să spunem, dragi nouă, își pierd puțin așa din forța lor pe care o aveau odată. La acest val modern care vine peste folk, care ar fi soluțiile din partea ta, ca iubitor de folk, ca organizator și ca om care protejezi folk-ul și artiștii de folk? Nu am nicio pretenție că protejez pe nimeni, nici artiștii de folk, nici folk. Îmi place foarte mult muzica bună, live în special, blues, jazz, rock și folk. Societatea evoluează, showbiz-ul, organizarea de evenimente evoluează. Dacă la Cluj-Napoca există această, și nu numai, această fantastică dorință de a face concerte și festivaluri de muzică electronică, este foarte bine. Ceea ce s-a întâmplat începând din anul 2013, când a apărut Electric Castle și Jazz in the Park, care e un festival comunitar superb, Jazz in the Park, dar și Electric Castle a avut un succes excelent, dar de la prima ediție au avut 32.000 de atunci spectatori. Atunci pomenește și de Antold, dacă nu le spui pe toate acestea. Veneam și la Antold, stai că veneam. Antold a apărut în 2015, când Cluj-Napoca a fost capitală europeană a tineretului. Atunci a fost prima ediție Antold cu Avicii și David Guetta ca și capete de afiș și care a avut un succes enorm. De-aia și acum au vândut în 2 zile 11.000 de abonamente pentru ediția din septembrie anul acesta. Faptul că aceste festivaluri și gustul publicului tânăr, media de vârstă e undeva la 25-27 până în 30 de ani la aceste festivaluri, este un lucru bun. Asta dorește societatea. Noi nu trebuie să forțăm societatea cu absolut nimic, pentru că asta e mersul ei. Putem proteja muzica, putem încerca să facem concerte de rock, de blues, de jazz, festivaluri respective. Există în Transilvania festivaluri de rock, de metal dur, Artmania la Sibiu, Rockstadt la Brașov. Sunt festivaluri de jazz. Dar dacă pe radio și TV nu este promovat folk-ul, atunci cum poate el să intre din nou în inimile românilor? Că prin aceste festivaluri oarecum nu se acoperă plaja. Există mai multe radiouri care promovează muzică folk. Radio România Actualități, radio de stat, promovează. Un radio privat, i-am dat numele la început emisiunii, Rock FM, promovează. Într-adevăr, această muzică este mai puțin promovată, dar
Are, sunt canale de televiziune, Rock TV, mai sunt. Nu aș face o tragedie din asta, într-adevăr s-a dus spre nișă, s-a dus în nișă, a ajuns nișă, zonă de nișă și folk-ul, și jazz-ul, și blues-ul, și mai ales rock-ul, dar nu putem să ne împotrivim acestei... Pentru că gustul publicului s-a schimbat. Așa este. Și pentru că rock-ul nu prea mai, și nu numai rock-ul, și alte genuri, nu prea mai produs artiști care, uitați-vă, vă dau un nume să discutăm pe concret, U2. Marea trupă YouTube n-a mai scos un album care să rupă, cum se spune în limbaj de organizare venite. Un album cu câteva hituri, aceleași chestii le cântă, melodiile vechi de pe Joshua Tree și așa mai departe. Cum și în cazul folk-ului, sunt foarte mulți artiști care n-au mai scos nimic. Spun foarte mulți iubitori de folk și asta nu este o răutate la adresa lor. Totuși, efectiv, nu mai există mai investiție și... nici din partea lor și atunci se pierde în folk puțin. În folk a mai apărut, dar uite, la Cluj-Napoca avem... două trupe de blues, hai zicem trei, dacă punem și o trupă de 16-17 ani de copii care i-am debutat eu acum în 2019 la festival. Deci trebuie să vină, avem Academie de Muzică la Cluj, dar nu vine de acolo cum ar trebui, nici jazz, nu vine acolo nici blues, nu mai vorbim de rock. Deci... Dar vine ceva din spate, o generație tânără care se ducă mai departe folk-ul, mai vezi oameni într-un viitor nu foarte îndepărtat, care să meargă, sau tineri, care să meargă pe munte în excursie cu o chitară și să facă acele focuri de tabără și să cânte, mai e chestiunea aceasta la modă? Da, vine, pentru că iată, în județul Cluj avem festivalul Zmida Jazz Festival în satul Zmida din comuna Mărgău, parcă, care are un succes foarte mult și unde se cântă un jazz contemporan, unde vine lumea foarte cu familia, cu cortul, cu câini, foarte, este un festival foarte deschis, către așa, da, există, nu o să piară niciodată focul de tabără cu chitară și cu folk și așa mai departe. Tiberiu, dar revenim la acest festival, la această prima ediție a folk, a Cluj Folk Fest. Dacă mă auzi, te rog, pentru că mai avem 3 minute și vreau să ne referim acum strict la acest festival. Bun. Cum pot oamenii să vină la concert, să ne spui de bilete, de abonament sau cum se intră, pentru ca să-i facem... Facem prezentarea exactă pentru ca să știe unde merg și ce fac și ce aud și ce ascultă. Te rog. Acum vă spun, după 30 de secunde mai vreau să afirm următorul lucru. E mult mai ușor să mergi în centrul Clujului la un festival, fie și de muzică electronică, decât să te duci la 80 de kilometri sau 100 la munte în Apuseni. Dar nu știu care, unde e mai frumos. Cred că în ambele părți. Bun. De la ora 17:30 se face intrarea la Casa de Cultură, concertele din Cluj-Napoca, concertele încep la ora 18:30, recitalele durează circa 40 de minute un recital, bilete, abonamente se găsesc pe partenerul nostru de ticketing, ambilet.ro, cât și fizic la fața locului se pot cumpăra bilete, un bilet costă 69 de lei în zona B, 79 de lei în RON, în zona A, abonamentele pe 3 zile, 149 de lei, în zona B, respectiv zona A, mai în fața scenei, 179 de lei. Perfect. Și un ultim mesaj către folchiștii tăi dragi mai și ai noștri. Mai spun atât, capacitatea sălii este la 70%, circa 500 și ceva de locuri. Nu prea mai avem bilete, nu prea mai sunt locuri, găbiți-vă să veniți să cumpărați bilete. Ultimele bilete, credeți-ne că suntem la un... Vineri cred că va fi sold out, dar mai avem câteva locuri care sunt la vânzare pentru sâmbătă și pentru duminică. Un mesaj pentru folchiștii care vin să-și dea sufletul pe scena Casei de Cultură a Studenților, să transmită feeling, trăire... și să interpreteze marile lor hituri care i-au făcut celebri și i-au făcut posibil să apară pe afișul Cluj Folk Fest. Tiberiu, nu te-am întrebat și chiar sunt curios pentru că ești cunoscător de jazz, de rock, de folk. Zi-mi și mie un artist de folk pe care îl ai în aceste zile de concert, care îți place ție în mod special mult, sau dacă nu, măcar spune-mi o piesă, dacă nu vrei să te raportezi la ce este acum, măcar la ce a fost în perioada Cenacului Flacăra. Am o preferință, bineînțeles, și nici nu mă feresc să spun. Am doi forchiști preferați pe care îi ascult oricând, la orice oră. Unul dintre ei și scrie versuri excepționale. Unul este din Olărașul, la el mă refer, și al doilea este Mircea Vintilă. Mulțumesc foarte mult și îți urăm succes cu acest festival. Îmi place și Emeric Imre din Cluj-Napoca. Îmi place și Emeric Imre din Cluj-Napoca. Da, ce înseamnă, pentru că ai pomenit de foarte multe ori acest nume, ce înseamnă acest nume, chiar te întreb în 30 de secunde, acest nume pentru folk-ul clujean, pentru că suferă oarecum folk-ul aici în Cluj. Nu este chiar așa la mare trecere, să zic așa, ca alte genuri mai moderne.
Emery Hibe este un om care a deținut un club de folk peste 10 ani, aproape 15 ani. A făcut tot posibilul ca acest gen să nu dispară la Cluj. A fost mereu aproape de organizator, a întreținut facăra folkului, a făcut serii întregi de poezie și de folk. Deci este un artist fundamental al acestui municipiu. Atunci trebuie să iasă în față și cu adevărat, cum spuneam la începutul emisiunii, poate Clujul ar trebui să aibă un imn care să vină de la un folkist. Poate el este cel care poate să aducă un imn pentru Cluj, dacă nu... L-a făcut Cătălin Condurache, este o melodie foarte potrivită. Tiberiu Fărcaș, mulțumesc foarte mult. A fost alături de noi organizatorul Cluj Folk Fest, prima ediție. Vă invităm cu drag să mergeți, pentru că vor fi artiști mari acolo, 15 numere mari în cele 3 zile de concert și aveți ce vedea. Haideți să ajutăm folkul să reînvie așa cum merită. Mulțumesc foarte mult pentru amabilitate, Tiberiu Fărcaș. Și dumneavoastră vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și ne revedem mâine de la aceeași oră. Cu bine!